vrea să fac câteva precizări. A spus dumneavoastră mai devreme că documentația pare legală. O să vă spun că este legală, nu pare, din moment ce a ajuns pe masa Consiliului Local, înseamnă că această firmă sau investitor are toate avizele pe care le cere legislația în vigoare, a parcurs procedura legală prevăzută de lege în aceste situații, mai mult atât eu știu că a fost o serie de solicitări pe care noi le-am făcut de fiecare dată când a fost proiectul pe ordinea de zi către acest investitor, care ulterior le-a îndeplinit, a asigurat loc de parcare, a asigurat public, a asigurat loc de joacă în proiect public, cu acces public. Lăsați-mă să vorbesc până la sfârșit și o să vă dau și dumneavoastră cuvântul. Da? Eu știu de la ultima întâlnire că după o mediere, poate nu am toate informațiile, și fără să fiu neapărat un apărător al dumneavoastră, și un apărător al dreptului de proprietate, dacă vreți mai mult decât al unui personal. Eu știu de la ultima întâlnire că s-a convenit și așa a apărut în proiect această modificare ca locul de joacă în suprafață de aproximativ 200 metri pătrați să fie public, ca un număr de locuri de parcare, o să ne spună doamna arhitect sau cine știe proiectul mai bine câte sunt să fie destinate publicului, adică să nu fie impedite. Știu că s-a pus condiția ca împrejmuirea să fie transparentă, tocmai pentru a nu bloca vizual cetățenii de la blocuri și știu că s-a îndeplinit. Practic, înainte de a intra pe discuția pe fond, au fost în comisie discuții foarte aprinse pe marginea acestui proiect de hotărâre, dar, din păcate, în afară de argumentul, noi nu vrem acest bloc aici și nu am primit argumente tehnice în defavoarea acestui proiect. O să vă ascultăm astăzi și pe dumneavoastră, o să ascultăm și argumentele noastre și la sfârșit vom lua o decizie. Vă rog. Ciobotar Ionel, din Focșan, strada Marea Unirii, 42. Eu am doi nepoți acolo. Am avut și fete, a fost un loc de joacă între blocuri. Blocurile sunt numai cu trei etaje. Face exact cu partea, mă arunc un pic cu târnăvitul și vis-a-vis acolo este o spălătorie care nu știu cu ce acord a fost, că duminica să vedeți ce vâjială și ce probleme. S-a mai pus un bloc în partea stângă, care e cu cinci etaje de astupat, vizualitatea unei femei și acum a mai venit cu un bloc care îl construiește fiind toate blocurile din zi cu trei etaje. Toți copiii veniți acum, în momentul de față, se joacă în strada Marea Unirii. Mașini circulă, nu este niciun loc de joacă acolo, înțelegeți? Deci acolo e fără autorizație și aș întreba Consiliul cum a fost dobândit acel teren. Deci terenul ăla a fost vândut și revândut când cineva și-a dat seama că nu mai poate construi pe el. L-a luat unul, cred că l-a luat așa, știți, la... Eu nu sunt de acord, deci sunt sentimentul a tuturor oamenilor din jur acolo, așa? Deci acel bloc, dacă apare între blocurile cu trei etaje, patru blocuri, cinci sunt, dacă ăla va fi cu cinci etaje, parcări și alea nu știu unde, mă. Deci e numai trotuarul atât a rămas, restul e gard de sârmă, molus. Dar ați studiat proiectul, l-ați văzut? Ați văzut proiectul? Proiectul spune că e cu cinci etaje. Ați văzut proiectul? Nu l-am văzut. Deci, nu, dar e vorba de clădire. Deci e vorba de clădire pe locul de joacă. Înainte să discutăm, să vedeți proiectul. Că bine. Vă doar 300 metri din ce cât are acolo. Dar nu știu, bine că să vedeți proiectul. E spațiu mic, domnule. E spațiu. Mai departe, un alt dat. Aici, vă rog frumos la noi. Locuiesc în strada Culturii, numărul 6. De la fața blocului, noi ne-ați așezat garaj. Noi avem garaje, deci facem 5 pași din scara blocului până în fața garajelor. Copiii noștri, am doi nepoți, 6 și 4 ani. Eu sunt foarte bolnavă. Eu ies seara în fața blocului. N-am unde să stau. Stau copiii în fața garajelor. Și în fața unde a făcut dumnealui poarta de intrare. Acolo se joacă copiii noștri. Și sunt foarte mulți copii. Sunt așa, toate blocurile sunt. Acolo este în mijlocul, pe lângă străzi. Deci nu avem în stradă să ne ducem, nu avem voie, strada este foarte îngustă și nu avem unde. Nu avem unde să parcăm. Am cumpărat parcarea, când ne-ați făcut locuință, o locuință și în parcare, pe strada Culturii. Cred că știți cazul că de acolo la locuința aceea, nu? Nu știu. Ba știți, s-a ridicat o locuință, acum s-a stagnat, ne-a luat nouă parcare. A fost pe teren public, da, public, face, nu avem voi, copii nou acolo, unde? Spune și cineva să nu să ne ducem. Doamna, eu sunt și noi toți consilierii suntem în asentimentul nostru. Trebuie să înțelegeți că pe proprietatea privată, Consiliul Local nu poate... Atunci, vă rog frumos, faceți și nouă o parcare pe blocuri. Știu, un pom,
bănci și un loc de joacă, vă rog frumos. În momentul de față să înțeleg că oricum copiii n-au cum să se joace în interiorul acestui spațiu. Păi ține la subsol atunci. Păi ce se face? Deci oricum dumneavoastră, indiferent că se face sau nu această investiție, copiii din acea zonă nu au cum să se joace pe spațiul acesta pentru că este îngrădit și este plătit privat. Atunci, unde se ducem? Unde se ducem? Unde? Unde să ne ducem cu ei? Bună ziua, vă rog frumos, dacă îmi permite și mie. Mă numesc Ionela Grigoraie, sunt profesor, locuiesc în zona culturii și eu am doi copii. Să vă trească. Ca mulți dintre dumneavoastră. Reprezint Asociația de Proprietari 624 din zonă. Da. Și vin astăzi în fața dumneavoastră cu rugămintea de a îndrepta o nedreptate. Eu vă respect, domnul Octavie, ceea ce ați spus este foarte adevărat, dar este interesant de văzut și cum a ajuns acel proprietar să ia acea zonă. Și noi suntem contribuabili la bugetul local, suntem cu toate taxele și datorile la zi. De 15 ani nu am cerut absolut nimic. Considerăm că este o nedreptate grosomană care se face și vă rugăm să luați act de ea și să nu aprobați acest proiect. În primul rând, locul este mult mai mare decât locurile din zonă. Se dorește a fi un imobil cu 5 etaje. Imaginați-vă cum arată într-un perimetru format din blocuri cu 3 etaje. 2. Copiii noștri nu au cum să iasă din casă. Ușor, ușor vom fi baricadați. Cât de proprietatea asupra acestui teren nu este dat de Consiliul Local. Este dat de instanțele din România. Omul acesta, de fapt, nici măcar de instanțe, a cumpărat terenul de la o altă persoană. S-a ridicat această problemă în ședințele anterioare. Colegii noștri care aveau suspiciuni legate de autenticitatea sau de corectitudine a actelor au cerut să verifice aceste acte, au cerut toate actele de proprietate, le s-au pus la dispoziție. Nu au găsit și nici nu avem atribuții noi, ca și Consiliul Local, de a investiga modul în care acest domn a dobândit proprietatea. Adică ceea ce cereți dumneavoastră Consiliul Local excede atribuțiilor Consiliului Local. Nu putem bloca sau nu putem interveni asupra dreptului de proprietate. Dacă aveți suspiciuni legate de dobândirea terenului, va trebui să faceți reclamați sau să trimite sesizarea dumneavoastră organelor abilitate în acest sens. Este peste puterile oferite de lege Consiliului Local. De asta vreau să fiu foarte bine înțeles că solicitarea dumneavoastră sau nedreptatea pe care o simțiți dumneavoastră în momentul ăsta nu vine de la Consiliul Local. 1. 2. Ați vorbit mai devreme de faptul că are 5 etaje. Legea română, pe care cu toții dorim să o respectăm, prevede posibilitatea ca o investiție să se realizeze cu încă, cu maximum încă 2 etaje față de etajele construcțiilor de jur împrejur. La ce distanță? La o distanță de minim 18 metri. Alo, avem 6 metri. Domnul, am pus și noi această întrebare și dacă studiați cu atenție documentația tehnică, veți vedea că distanțele minime sunt între 18 și 24 de metri pătrați. Legea vorbește despre distanța până la imobilul care se construiește până la limita de proprietate. Vă rog să faceți o foarte bine diferențiere. Legea vorbește de distanța până la imobilul ce se construiește. Conform documentației tehnice, aceasta este de minim 18 metri, așa spune proiectul tehnic. Și maxim 24. Da? Deci, această prevedere a fost și ea îndeplinită. Pot să intervin? Vă rog. Uite, dumneavoastră, mi-ați fi dat dreptate. În primul rând, eu nu am cerut, se pare că nu m-ați ascultat cu atenție. Sau nu m-ați înțeles, poate m-am exprimat eu corect, în ce spus. Eu nu am cerut o analiză a modului în care proprietarul și-a însușit dreptul la proprietate. Asta este altă poveste. Deja noi suntem acum aproape de capăt de drum. Dar ce puteți face dumneavoastră, Consiliul Local, din puterea dumneavoastră, este să nu aprobați construirea unui imobil de 5 etaje. Motivat de ce? Nu se încadrează în spațiu. Da. Se încadrează plus, în plus că nu ați spațiu vital. 836, n-are cum să încadreze. Aproape de perimetrul blocurilor adiacente care n-au decât 3 etaje. Atâta trecere.
Mai aveți argument pentru care? Iar aici, pentru domnul consilier Matișan, ca o nedumerire la o ședință precedentă, aici am tabelul în copie, cei 54 de semnatari. Și aici sunt o mică parte dintre ei. Estimați-a voi! Instanța sau cineva a cumpărat într-o formă. Deci nu ne interesează dreptul de pădare care a fost aprobată toate dumneavoastră. Toate dumneavoastră. Spațiul acela a fost public. Hotărirea tot pe la dumneavoastră. Acum tot dumneavoastră. Deci ce nume e migrantul în secolul 21 și cu atâtea internetul, toți copiii din sală, toată lumea are cu un telefon mobil. Și nu e clar. Spuneți-mi și mie când a fost acest proiect. Pentru că... N-am știut de el. Nu aș fi un nimenandule de el. Lăsați-mă și pe mine să vorbesc. Am votat, m-am abținut la proiect. Însă, ceea ce nu e clar. De ce când ajunge românului cuțit la 100 de atunci face... Pentru că nu am știut nimic. Nu am știut, a fost proiectul... Nu asta vă așteptați ca dânsă ne trebuie. În dezbatere publică nici măcar o lume. Dar nu iată că vreți să căutați orice pe internet, toată lumea, dacă mă uit sau bine și mă uit. Cine și-a imaginat că primăria și consilierii care ne reprezintă pot să facă asemenea aberații? Astea sunt aberații, să dai autorizație să construiești un bloc peste celelalte, efectiv. S-a afirmat aici că acest proiect a fost ca parte din proiectul de dezvoltare al zonei și că a fost pus pe site și s-au lipit afișe la blocuri. Unde? Nu s-a făcut nimic. Nu s-a făcut nimic. Nu s-a făcut nimic. Vă spun că eu stau acolo. Dar eu stau de 30 ani. Dau cuvântul doamnei arhitect pentru că face niște acuzații și dumneavoastră trebuie să vă răspund. Trebuie să vă mai amintesc că publicitatea pe site a fost repetată în lunile iulie, august, octombrie, noiembrie, s-a încheiat 8 decembrie. Una la mână, da? Un dar foarte important este acela că lucrarea a fost într-un stadiu în care se... s-a îngrijit primăria să ducă la vizierele blocurilor, numărul, vă spun cu dovada nominalizării blocurilor. Ați văzut deci vreodată așa ceva? Noi la... primul acolo zi de zi. Noi am aflat că s-a pus gata.